Hello și bine v-am găsit la noi episod de Dead by Daylight! Dragii mei, astăzi o să renunț la Claudia, chiar dacă am încercat să joc cu ea în episodul anterior. Mi-am zis că știi ce? Mai bine încerc și joc cu Meg decât să joc cu Claudia momentan. Am zis că, păi, dacă tot o am pe Claudia, hai să o duc level 40. Na, am vrut să fac o chestie de încercare. Și, na, uite că nu a fost tocmai ok meciul ăla. Sadly. Nu știu, mi s-a părut simpatic faptul că killerul m-a luat pe sus și m-a dus până la hedge, adică chiar mă așteptam la chestia asta, sincer. Dar, na, a venit vremea lui Meg. Trebuie să joc cu ea. Meg e cea mai tare. Ia să văd ce mai am și eu pe ea, că pe sărăcuța Meg n-am mai cumpărat absolut nimic din Bloodweb și stau destul de prost cu offering-urile. Trebuie să pun... Cred că o să joc în Nazil. Da, mai bine în Nazil. Ia să văd ce item am pe aici. Ok, nu iau un toolbox. Ok. Dar parcă n-aș sabota azi. Deci, ce mai bine o să dau acum ready și o să aștept să înceapă meciul. Vai, deci pentru prima dată în viața lui, jocul ăsta m-a ascultat pe mine și mă bucur foarte mult. Uite un Dwight, foarte grăbit. Doar de cine fuge? Mi-a plăcut că și-a mișcat capul, dar știți, anume ca să vadă dacă e killerul sau nu. Și sper să nu se supere ăștia pe mine că am pus offering-ul pentru azil. Sper. Așa. Da, sunt foarte curioasă ce killer o să fie. Mapa asta mi-a aduce foarte mult aminte de Hillbilly. Ok, l-am făcut pe ăsta. Hai, du-te, du-te, du-te în azil. Mă duc și eu cu el. Cine a fost rănit? Chestia s-a dus în basement. Hello, Dwight! Credeai că o să dau generatorul ăla? Oh, ce aproape a fost asta? Sărăcuța Meg! Ui, doamne, de acum văd! Dwight, ăsta e Prestige 3! Wow! Cheia luat-o. Așa. Ok, cineva a făcut generatorul ăla și a pus-o pe hook acolo. Ce gaură interesantă. Curioasă dacă vine aici. Oh, mă, dar e treperul! Bă, ce aiurea! Ok, ce s-a prins în capcană? Fugi! Salvează-te! Dwight! Du-te și ajută oamenii! Nu mai freca menta!
Bine, practic nu freacă menta, dar doar face generatoare foarte, foarte, foarte puțin cu tine și apoi pleacă, ca să fie sigur că el este în viață. Și că nu e rănit de killer. Așa. Hai că e în spate pe acolo. Mă, ce mici, intens! Ok, e și o Claudette. Nu știu dacă mă vede pe mine trepurile aici. Nu-și dă seama că sunt aici. Așa. Și asta. Îmi place, știi, că ăia încearcă să-l fenteze cu... Ok, Dwight e mort. Ok, am plecat de aici. Ia să mă duc să... Văd până mai un generator. Mă bucur totuși că nu este... Rafe. Clopoțel. Și că poate să ieșim cu viață din meciul ăsta. Ok, în direcția asta nu mai e niciunul. Ah, unde mai e un generator? Că l-am făcut și pala din azil. Ah, uite, uite. Poate găsesc ceva bunuț aici pentru mine. Hai, hai. Hai ceva rar. Hai ceva rar. Vreau ceva rar. Chiar vreau ceva rar. Hai, hai, hai. Bunuț, bunuț. Bun, ia să văd eu, văd eu unde mai e un generator. Ai aproape făcut asta. Îl fac pe ăsta, poate are adrenalină. Well, se pare că ei n-au adrenalină. Să mă duc să deschid o poartă. Oh, am găsit și Heciu. Easy. Ok, le-a și pola. Nu cred că mai are rost să mai încerc să-i salvez. Cine știe, poate are noed. Tău, hai că încerc. Hai, fugi, fugi, fugi! Mama! Nu, 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 nu! Fuck! Ce? Dar cum m-a luat că eu am ieșit? Mă, dar eu am ieșit! Mi-a scris că am ieșit! What the fuck? Mă! Fuck. Dar eu n-am murit. Am ieșit. Ok. What the What the fuck? Ok. What? Just...
Mamă, deci nu m-aș uita mai chestia asta. Sau, practic, la mine scrie că a murit, dar am primit și punctele pentru escape, so... What? Ok, asta e ciudat. Wow. Ia să pun eu punctele astea pe Claudette. Așa, sau am zis că mă duc spre cutiuța aia magică. Mă bucur că entitatea n-a apărut încă, deci poate o să apară din partea asta și o să mă lase să iau de sus. Mai, dar de ce nu-mi pică și mie niște mape mai umane? Sau că m-am săturat de astea și știi ce? O să mă învârt puțin pe aici, până când o să-mi dau seama ce killer e și abia după o să încerc să repar un generator. Sau o să repar generatorul ăsta cu Dwight? Care vine din partea aia? Hai să reparăm generatoare cu Dwight, 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 Dwight. Ok, trebuie să fiu cu ochii în 4 și să văd. Mai e un generator pe aici? Nu. Așa. Chiar sunt curioasă ce killer e. Sper să nu fie trepărul. Sau The Shape. Păi e prea multă liniște, mi-e frică. Poate nu mă vede. Poate. Sper. E trepărul. Măi, ce bine că îi poți vedea puțin în depărtare. Știi că să te orientezi și tu, pe unde să mergi. Doamne, ce m-am speriat! Sau s-a auzit un sunet de la o chestie și am crezut că e trepărul care respiră în ceafa mea. Așa, mă! Așa. Ok. Oh, Doamne, ce răsul ratez pe ăsta. Mai e unul acolo. Ok. Dar cred că ar trebui să fim atente până ne călcăm. Ok, pe jos. Haide. Dar eu văd ce nume are tipul ăla. Dwight, ăla e român. Ăla sigur e român. Mamă. Ok, nu mă așteptam să vă întreb asta. Ia să reparăm noi aici. Eu las pe el să repare și eu mă duc să-l fac pe ăla. A, de ce l-a explodat, măi? Fugi! Fugi, mă! Ok, și mai avem încă unul de făcut. Oriunde ar fi ăla și sper să nu dau pentru o capcană. Și îmi pare rău de românul ăla. Că văd că nimeni nu vrea să-l ajute. Dar mă bucur totuși că trage de timp. Așa.
mai e prin zonă. Da, îl campează. A, uite, e și Mega aici. Doamne. Ok, să vii un generator acolo. Îmi place cum s-a teleportat. Și, mamă, ce echipă bună fac eu cu Meg, ha. Ok, eu văd un generator. Trebuie să fim pe fază, să căutăm o poartă, să sperăm că killerul nu vine acolo, la poarta aia. Fac. Hai, poate vine după mine. Fuck! Păi, dar tot doar după mine vine. Ok, am ajuns la poartă, sper că știu să facă generatorul ăla. Aștept să facă generatorul ăla. Pentru că eu nu mai am nimic pe aici. Sper să facă generatorul ăla. Azi, vă rog, cineva, faceți generatorul ăla. Hai, please, 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 please. Ok. El m-a văzut, el m-a văzut, da, el m-a văzut. Deci, prostă idee să stau la poarta aia. Hai, 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 hai. Firai, doamne! Vai, băi, ce om. Ah, de ce m-a făcut și alea generatorul mai rapid când era nevoie de like? E atât de greu. Ok, acum l-au făcut. Acum! Oh, și are basement-ul aici. Oh, și sigur mă campează. Ah, și m-am pus pe gârligul ăla. Ce iura e! N-are capcana deocamdată. Ok, cineva deschide. Altcineva stă pe loc. Nu știu de ce stă pe loc, Claudia aia. Ai la ieșire deja, nu? Da, ce v-am zice că o să stau degeaba aici? Ai de... Și-a dat disconnect? Ce oameni răi? Ce oameni răi? Foarte răi. Știi ce, o să spamez aici space-ul ăsta, că și așa știu că unul dintre voi nu vă place. Îmi pare rău, n-am tastatură mecanică. E de asta normală. Știți, de aia normală și de modă veche. Și killerul ăla o să fie blestemat toată viața lui.
Și la fel și Survivor-ii ăștia. Haide. Ei, măcar să-mi fac și eu câteva puncte. Și... am murit. Ia să mă duc eu spre părcul ăla. Ha? Și mi-a mâncat părcul. Mi-a mâncat părcul. Nu-ți vrea să duc ce mai mănânc, ok, am mâncat ăla. Și o să iau chestiuța aia de sus. A, măi, dar mai aveam un porc jos. Eu nu l-am văzut. Aha, aveam deja pe jos. Ei, o să iau chestia pentru medkit. Și poate și pe aia de jos, că vă nu e foarte mare diferență între ele. Și aici se încheie episodul de azi. Sper că v-a plăcut acest, de fapt, aceste micuri de Dead by Daylight. Chiar dacă la final am murit, dar sincer am murit de iure. Chiar mă așteptam să facă ceva echipa mea. Dar n-a făcut nimic. Nimic, au fugit ca două găini fricoase. Și l-am murit din prima dată. Tristă viața, tristă. Și pa, pa!